Da. This is Popa and this is me. Altă chestie. And we are driving in a Honda. Șofer. Motor 1.8 Vitec, simplu, 140 de cai. Avea Renault cu ea? Da, avea Renault cu ea. Mașina asta când a ieșit i s-a spus direct UFO. UFO. Mașina asta suferă de sindromul Opel Astra H. Este și una din mașinile care merge foarte bine, una dintre compactele care merge materiale foarte. Materiale moi în spate. Două ecrane, trei ecrane. Auto MasterChef by Betica. Betica Popescu? Asta înseamnă că unul dintre noi doi este orabil. Arată ca alea de Daci, mai sunt Daci 1300 care aveau floarea în ele. E chiar Honda, asta chiar e mașina. E țapănă. Da. Se pare un pic mai, da, vezi? Mai bună decât aia nouă. Deci vezi, aia da. Din 2018. Are multe plusuri mașina asta, dar e foarte fun to drive și sigur așa, știi? Wow! 1.9 TDI-ul. Motorul ăsta are scurgeri de ulei la anii și asta vreau să zic. Bă, cum îți iau eu vorbele din gură? Bă, eu știu ce gândești, mă, Popa. Eu știu că tu în sufletul tău îți dorești un Touareg nou. La canalul Mașini cu Luci Popa trebuie să vă dezabonați. A? Sau poate scoate și niște șunete. Inevitabilul s-a produs. Comparativ mai comparativ decât între două extreme. Este a 10-a generație de Honda Civic. Dacă mă pui să aleg între asta și aia, nici n-aș mai merge să mă uit la aia. Și pe bune, dacă mai cum să o alegi pe aia când iau câte asta? Pui. Eu unul aș alege pe asta. Dar mă uit, mă asigur pe aici pe geamul stălar, mă uit în spate, că pe aici e greu. Dă-i focalizează acolo, bine. Dăm cu zoom. Pe altă mașină japoneză. Ia vezi, domnul Lucu, cum stai în spate. Cum bine. Stai, domnule, în spate? De droguri aveți? Vreți să vă testăm? Bineînțeles, aici nu respectă nimeni. Nu, domnule, de ce? Ce rost? Ia uite cum se duce. O, ușor că te răstorni. Se rostornă. Ia uite aici, uite aici, mă, cu poliția, cu filtrele vieții. Ia uite, mă, astăzi. Dacă... A? Domnul Lupu, nu pot să te las, să știi. Îți place. Exact. Să vină poliția. Scoate din viteză. Iar asta de vă place vouă foarte mult, începe să-mi placă și mie. Opa, alo. Alo, DSG-ul. Cel mai ordinar și cel mai ieftin buton pe care l-au găsit să-l pun la geam. Nu știu de ce. Păi e ăla de la... Golf 3. De la Golful 3. Ia, bă, ia. Eu zic că da. Eu zic că nu. Să trăiți. Da, aici e, într-adevăr, nu e în elementul ei. Bă, dar ce frumos timbur. Dacă mă întreb așa, n-ai evoluat la fel de mult ca Hyundai. Înțeles, cu ce vă păzim asta? Avem și canal de YouTube? Da. Și înregistrează camera? Da. Mă, dar nu mai filmat așa, că a zis dumneavoastră că filmez mai prost decât repar mașini. Cine? Avem și Santa Fe. Cea de-a doua generație. Mașinile astea s-au vândut în acei ani pe aici ca pâinea caldă. Nu a fost lipsit de probleme. Bloc de fontă, chiulasă de aluminiu, injectoare piezoelectrice, două lanțuri de distribuție. Ca practicalitate, bate un pic Touaregul. Și avem o echipare interesantă. Da, Volkswagen individual. Am mai văzut undeva chestia asta. Dar iartă să facem paritatea liră, euro, lei. E mai mult regla... Opa! Ce-ai făcut, Mihai? Ai făcut să-l analizezi? Păi dacă să-l mai la stângă. Da, cutia nu schimbă rău. Nu, de să știi, cutia schimbă asta, foarte cu bine, da. Convertizorul nu schimbă deloc rău. Ce mai vrei, române? Da, uite ce are cuitare are pe spate. Ce ridicată și tot de cur. Oh, oh. Unde-i fum e și putere. Acum poate să iasă doi nemți de aici cu caschetele. Halt, keine Bewegung. Zici că ești în 44. Nu e prea diferit. Vi vilaș de question here. Atât.
Asta este din 98, anul în care eu luam permisul de conducere. Iar cealaltă din 97. Mihai, vorba aia că nu se mai fac mașini ca pe vremuri? Au avut de-a lungul vremii acest renume de oarecum defectuoase. Da. Dar să nu uităm că Africa a fost cucerită cu Land Rover-uri. Aia a fost capota? Da. Păi de capă, da. Eu sunt curios cum o să ți se pare scaunele. Oh, oh. Mihai. Hai, la genunchi mai ai cum mai ai loc. Dar la cap nu ai. Instantul la câștă? La 99. Domnul Rupu, îmi place cum merge, să știi. Merge foarte bine. Impresionant. Mai filmează-te și pe tine, mă filmează numai pe mine. Păi, Mihai, tu ești vedeta pe canalul ăsta. Este o mașină care este între Honda și Toyota când vine vorba despre fiabilitate și mașinile alea care aștept să se strice ca să poți să-ți iei una nouă. Apropo, Corolla este o mașină foarte fiabilă și foarte bine văzută în state. Să vezi episodul după aia, filmată de noi. Place foarte mult linia. Designul nu. Designul e o mașină frumoasă. Uite, un simplu detaliu care l-apreciez enorm. Nu-s fake. Da. Deci da, și fake. Sunt două. Sunt două. Chiar dacă Mazda se vrea marcă premium, mai are până la BMW, Audi și Mercedes. Au proiectat față de ușă cum trebuie. Mazda chiar e BMW-ul Japoniei. Mă aduce aminte de un Golf GTI pe care l-am avut exact, eu. Exact, un GTI. E un reglaj de GTI pe o mașină obișnuită. Ce mașină e asta? E un fel de Alpina al Opelului sau ceva. Mai sărac așa. O să le cam ducem durul, Mihai? Da. Practic în franceză e doar Opel Astra, că H-ul e mut. O repari, te căci pe aici, dacă căutăm prin iarba asta, găsim vreo piesă de Opel. Maxim de Volkswagen, poate chiar și de Ford. Z16X, EP, cred, plus GPL. Cum trebuie cumpărată mașina asta? Diesel. Materiale? Țapele, 15 ani. Opa. Range 0. Că te rupe. Păi! Are și un sedan, care e cel mai urât. Mie nu mi-e dor de nicio mașină, decât de Spring. Ia uite, pe surata mai... Mamă, Zafira, dacă prindem Zafira din asta... Wow. Fii atent, domnul Lupu, că o să o numim teoria românilor. Mă amuză personajele care ne învață să notăm contra curentului. Unii ar zice că ce am eu în față e de la, cum îi zice, pian de piept. Știu, e al 100-lea Passat de pe canal, roșu, ca pe benzină. Și este chiar pe benzină. Dacă mă întreb pe mine, care eu am avut două B6, un B7 și acum un B8, B6-le este cel mai bun făcut. Sub capotă e o bestie. Da. E entry-level-ul de pe B6, de pe generația asta. Ține pe ambreiaj. Țin. Și nu pornește. Ține apăsat pe cheia atunci. Aghitarea asta nu pornește Passat. Estetic și tehnologic începe să fie depășită. Oricât de dragă ne-ar fi mie și românilor, timpul trece, deja trebuie să ne orientăm spre modele mai noi. Ce avem noi aici? Aici? Tot plafonul e până în spate. Mă mândresc că în marca asta și în alte mărci europene, dar mai ales în marca asta, sunt foarte multe subasamble făcute la noi. E o mașină ce îți conservă cumva energia ta ca șofer. Nu te obosește. Nu te obosește. Și dacă aș avea ăsta acoperit? Știi în ce mașină ești. Știu în ce mașină sunt. Tu văzut ce mașină aia? Matiz de Anglia. Prinde-l. Cu volan pe dreapta. Prinde-l. Și are și 4 oameni în ea. Da, și nu e așa lăsată. Bă, dacă îi cunoașteți pe băieții ăștia și, sau dacă ei ne văd, bă, veniți mă cu ea la filmare, că chiar ar fi tare de văzut acest DU Matiz cu volanul pe dreapta.
dură mare. Florin, ăsta nu e, nu? Nu. Dar zice, vreau să te întreb. Ce sunt chestia, ce este chestia asta la cauciucuri la îndelopele astea? Camionul ăsta nu cred că poate merge în Turcia niciodată. Cred că ar fi privit, poate, nu știu, de, cu câtă admirație cu în Turcia. Efectiv, ridicăm cisternă încărcată, o ridicăm în sus, are 7 troli și o punem pe roți, așa cum am ridicat-o în aer. Da. Și să continuăm și la partea de interior. Să nu vorbești de funie, cum era vorba aia. Deci am venit în cea mai proastă zi. Nu pot să spun cu cea mai proastă mașină, cu cea mai nepotrivită mașină, cu cele mai nepotrivite încălțări. Deci e un peisaj așa un pic de film. Rampa către traseul 400. Da, dragă, fac ca tine. Serbia merge semnalul din România, e în H+. De 4. Ce bun era Toaregul pe aici, bă. Aș putea să mă duc până aici la Negotin, care e un oraș moricel. Dar dacă n-am bani pe car, n-am bani nimic, sunt vai de capul meu. Un Renault Shamad. Cred că Renault 19. Peugeot 405, cum am avut eu. Tot instituția asta e cea mai tare în toate țările, să știți și voi. Găsiți! Asta este din 98, anul în care eu luam permisul de conducere. Iar cealaltă din 97. Mihai, vorba aia că nu se mai fac mașini ca pe vremuri? Au avut de-a lungul vremii acest renume, de oarecum defectuoase. Da. Dar să nu uităm că Africa a fost cucerită cu Land Rover. Aia a fost capota? Da. Păi de capota. Eu sunt curios cum o să ți se pare scaunele. Oho. Mihai, hai, la genunchi mai ai cum mai ai loc. Dar la cap nu ai. Instantul la cât stă? La 99. Domnul Rupu, îmi place cum merge, să știi. Merge foarte bine. Impresionant. Mai filmează-te și pe tine, mă filmez numai pe mine. Păi, Mihai, tu ești vedeta pe canalul ăsta. Este o mașină care este între Honda și Toyota când vine vorba despre fiabilitate și mașinile alea care aștept să se strice ca să poți să iei una nouă. Apropo, Corolla este o mașină foarte fiabilă și foarte bine văzută în state. Să vezi episodul după aia, filmată de noi. Place foarte mult linia. Designul nu. Designul e e o mașină frumoasă. Uite, un simplu detaliu care îl apreciez enorm. Nu-s fake. Da, 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 da. Deci da, nu-s fake. Sunt două. Sunt două. Chiar dacă Mazda se vrea marcă premium, mai are până la BMW, Audi și Mercedes. Au proiectat față de ușă cum trebuie. Mazda chiar e BMW-ul Japoniei. Mă aduce aminte de un Golf GTI pe care l-am avut exact, eu. Exact, un GTI. E un reglaj de GTI pe o mașină obișnuită. Cineva care conduce o mașină ca asta are în ea CD-uri. Muzică italiană. Bine, pe lângă CD-urile astea mai are și o șurubelniță. Încearcă să atragă italience, dar și europe, și europence, românce, mai puțin. Dacă ne-am pus toți pe chestia asta, pe Grecia, all inclusiv, mergem, stăm și mâncăm și ne culcăm. Porcărie de sedan, cum există Polo sedan sau 206 sedan. Filtru de poliție, că doar suntem la Craiova, trebuie infiltrați bine.
uitați-vă cât de frumos mânerul ăsta. Bine, mulți o să critique prezența bordului ceasurilor pe mijloc, dar decât să le pui aici și să nu le vezi de volan, dar știți voi ce care mașini, mai bine îl pui. Scaunul se mișcă model domnul pe un, mă rog. Ia să luăm o gură de canal, bun, 50 la oră, viteză de oraș, bun. Asta a fost mai mare. Cu raționalul vei alege Polo, cu emotivul o vei alege pe asta. CLA-ul pe care noi îl filmăm astăzi este un amestec de A-clase, de B-clase. Dar o mașină frumoasă, foarte frumoasă. Aoleu, cum să stau în spate? Hai să zicem că stau așa. Ia vino să filmez, că mă stricai freză. Și dacă vreau să mă las pe tetieră, ce fac? Bă, nu cred așa ceva. Glumește, îi desfăbură șuruburile de sub el. Hai de capul. Iar sub capot aici este OM651, 2.2-ul de Mercedes. Lasă-l. A spus Lasă-l. S-ar putea ca pentru Emirate, pentru Statele Unite, chiar și pentru Rusia, unde normele de poluare sunt altele, să ai un plastic de altă calitate, care nu scârție chiar ca ăsta. Se mișcă până acolo. Deci mașina asta zici că e făcută la Renault. Mă, Mercedes-urile astea nu vor prinde niciodată anii cobrelor. Niciodată, nu poate la vreun muzeu. Da. Da, toate adunate iar la fel una peste alta, mașina e exagerat de frumoasă, nu poți să spui că nu. Exact. Nu pot să mă ocolesc cum îmi place cum merge. Tot episodul numai bătuși, azi nu dă nicio ușă, nimic, simți lipsa să ceacănești. Fii atent cum îmi filma Audi, trebuie să chemăm 780 oameni să caute ei pe la ea. Ha? Opelul a avut mare succes la noi datorită faptului că erau Euro 4 și avea o taxă de matriculare mică la o benzină de 1.6, 1.8, dar dreptul la libera alegere este garantat de constituțiile oricărei țări civilizate. Să lucreze ca lăcătuș. Lucrează ca lăcătuș și ajunge să lucreze într-o fabrică de mașini de cusut. În 1862, adică acum 160 de ani, se întoarce în Germania, în Rüsselsheim, orașul de unde... Combinații cu X16, cu Z16 XL, care era Euro 3, un D4, și în România ieșeau Euro 4. Opa! O, e domnul Lupa aici. Ciocănă un pic în ea, așa, de curiozitate. Cum ciocănă barza aia? Aici... Na. Hop. Nu, ce zici, ne prinde ploaia? Poate pătrasă. În untru, sigur, nu. E, se întâmplă. Pățăști? Da. Ce nu mergi? Dacă are și în limba română, mă dau jos aici. Vii pe joc pe ploaie până la studioul de filmare, e? Începe să apară modernismul. Dar nu se mai opresc ăștia, erorile. Deci tot... Check, lamp, dă-i ok. Ia scrie așa pe Sfântul Goagle. Triplă stânga spate, astrage. Pe claxon tot timpul stă foarte bine. Nu e Opel să nu stea bine pe claxon. În 12 ani mișcă de ceasurile de bord. Este așa zbord aici. Dar uite-te cât de frumos, uite cum se convine. Dacă la fiecare plecare de pe loc vei face ca... Luci Popa și îl vei șprițui, că dacă ai mers cu Cielo cu GPL-ul... Ai automat, cu... Tu vei arde combustibil degeaba. O, 200 de lei. Păi stați pe magazine noi.
Nu, nu, deci mi-am băgat, e utilizat. Am utilizat. Mă rog. Fiecare cu ce-l doare, domnul Lucu, acum. Recomandăm așa ceva. Hai să stăm totuși mai departe. Da. Domnul Mihai. Da, domnul Lupu. Ce faci, domnul Mihai? Decât să conduc un Ford Opel, în viziunea clientului român, nu concurează cu Volkswagen. Simt că am prea mult loc. Eu am loc aici, să știi. Păi. Și uite, mânerul de la ușă. Fata de ușă, cineva a proiectat-o cum trebuie. Adică a făcut-o și frumoasă, și practică. Că Opel n-ar trebui să existe. Păi cum să spui lucrul ăsta despre cele mai îndrăgite mașini din Europa? Ce interesant că deși am mers până oraș și am mai tras de aia un pic, a crescut autonomia. Explică-le, domnul Lupu, la fanilor benzinei. Păi ce mai vrei, mă, Franky, mă? Toyota? Balansul de Opel e neschimbat, zice. Cu Insignia am scos cel mai bun consum de 2 litri diesel din România. Consum de sub 5. Ia uite, bă, ieșirea oamenii din jur. Spălare mașinile. Un mâner de Opel care se mișcă mai puțin decât unul de Mercedes. Da. Bun. Opa. Ce mai vrei? Dar poate fi oricând una dintre bunele alegeri pe care noi românii le putem face în domeniul ăsta. Nu mai fumezi că n-am țigări. Păi nu, dar nu mai fumezi deloc atunci. Deloc. Să fie că bubuim. Da. Da? Să măcar să fie pe filmare. Asta era mișto pus aici. Păi văd. Tuna pe șpel. Păi da, n-am mai văzut așa ceva. Păi ca să poți să te păcăresc. Ia uite cum arată 260 de km. Păi uite cum, dar uite cum face, nu vezi, se duce de la mult la puțin. Bă, ce mașină e asta, Robert? Rugină ceva, praguri pe sub ea? N-are, are doar urme de cric. A fost combinată cu Renault? Are mai multe viteze decât scrie. Asta o blochezi și omul când te vezi, acolo lași așa. Dacă o lași așa, omul dă să plece și bunul intră în viteză. Nu, mai dă o dracu, să nu-i un furt. E antifurtul. Parasolar de ăsta mic, uite ce frumos. Aerotermă așa face până se pune în funcțiune. E un miner de la micul de scoate cărbun, bagă, nu știu. Știu că ar merge aerul, cum să nu merg? Unde merge, dar dă-o cu un furt pe el. Uite, aici e mole, ce să... Scudă. Și este pusă strategic. Știi de ce, nu? E da. Păi dacă se urcă cineva de... Altcineva de... Sex feminin și dă parasolarul, hop! Cred că dau cu eu. În banca asta. Ia uite și tu câtea sacrificiu faci eu. Eu trezit de la ora 4. Dar de ce te trezești de la 4 perioada asta a verii? Dacă îți mai spun și la ce mașină lucrai astăzi, astăzi au să-i cumpănă de aia. Ia. La Toyota. La care? La aia de teren? Aia, da. Păi și-o găsit. E poză cu proprietarul. E poză cu proprietarul, da, aici. Da. Erau niște frigidere pe vremuri cu mâneri de ăsta așa. Mă, da, mă rog. 2-10, probă. S-aude ecou în compartimentul motor, Mihai. Și puțin, va. Ia mai mișcă, domnul. Ceasul ăsta eu l-am văzut la un video. Sony sau Panasonic. În primii ani după Revoluție. Bă, terminați cu filmele ăștia, cu Toyota, cu dragi, cu laci, că nu e chiar, sunt doar filme.
Sună-l pe Popa. Fai de capul meu. Aolo, VGA. Nokia 6230. Dacă eram în Ucraina, într-un oraș bombardat care automat rămâne fără curent electric, ce făceam cu acea mașină? Așa că la o rablă din asta manuală, îi dai a doua, pui contactul, apeși pe ambreiaj, o lași pe pantă și când vei lua piciorul de pe ambreiaj, mașina va porni. Toți haterii la mine. Da? Sfinte Volkswagen care ești în Germania, iartă-mi acest păcat. Chiar cred că tot ce zboară cântă la Vâlcea și la acordeon. Domne, Toyota e apogeul, știi? Nu mi se... Ce-a făcut? Nu mi se pare cu nimic altfel față de mașina japoneză cu centuri făcute în România. Bravo. Te-ai speriat un pic. Nu, și mă abțin să spun mult mai multe lucruri. Auzi? Da, de ce? Te uiți un pic? Bate tu ca să poți filma eu, știi? Aceeași mărie... Cu două pălării. Cu două pălării. Ups. Dai voie să corecti acest... Vezi să nu faci mai splendid automobil japonez. Ia fii atent aici un pic. Detalii de... E definiția obiectului mișcător, mașina asta. Și atât. Oh. Am dat scaunul mai în spate. Uh-huh. Deci asta așa fluieră la 90 la oră? Da. Lană. 60, 70, 80 și ia uite, 101 grame CO2. Uh-huh. Bun. Mai departe. Da, continuă. Nu, lasă camera în corp, orice cos. Asta este cartea, o pagina a cărții Passatului meu. Opa. Avem aici motorină, CRLB cod motor, fără serie, violet, că așa e, nu e roșie. 106 CO2. N-am înțeles niciodată oamenii care au posibilități financiare și care își cumpără râsuri de mașini. Eu așa le spun. Senzația de mașină tank, de siguranță e la ea acasă. Așa că mergeți cu prudență și mai ales reduceți viteza în lunile astea de vacanță, când toată lumea se grăbește spre ceva. Mai bine mai târziu pe lumea asta decât prea devreme pe cealaltă sau... Suedia este o țară deosebită. Suedezele sunt niște cele mai blonde dintre femei, să zicem. Tot timpul am observat la Volvo că are materialele oarecum altfel. Nu le găsești pe toate drumurile, pe la toți concurenții ei. Și cea mai bună documentare care poți să o faci când vrei ceva tehnic real este să citești singur și să încerci să înțelegi ceea ce citești. XC90 la șanțul Buclucaș. Și ia să vedem ce zice pe aici. Bună ziua, mă numesc Luci Popa și sunt cel mai tare prezentator al lumii auto din România.
ochii tăi îmi amintesc cât de mult ne iubeam. Vezi că știi. Și Volkswagen ce bine noi ne-o. N-ajung la pedale. N-ajung la pedale? Știi că mi-am la bicicletă. S-a luat Sandero? Bicicletă, bicicletă, nu Sandero. A, spate. Hai bă, termine, trebuie să pomenești de rugină în toate clipurile cu Volkswagen la mine. Să trebuie mers să le încălzim, mergem ușor. Bine, oricum mergem ușor. Mergem ușor, da. Opa, băi! Lasă că scârție în toate vitezele! Băi de capul meu! Subaru ăla e pistol cu apă, vorba ta, pe lângă. Pe lângă asta. Bă, lasă-mă mai încet, băi, ești fantastic, băi! Opa, lasă-o încet, opa! Abia i-am dat! Deci ea a avut cândva 265 de cai, cândva. Când a plecat. Când a plecat din fabrica a avut. Opa, speri din babele pe aceea ce ai. Uite-l pe ăsta cu Corsa sus. Băi, ce toată lumea merge cum vrea, ia. Da, mă. Ia. Bă, ia uite aici, depășirea coloanei la semafor. Nu-i lăsați, bă, nu-i lăsați! Ia uite ăla pleacă! Bă, nu se poate, bă, așa! Se bage, nu trebuie să stea la semafor! Bă, nu se poate, fiecare merge cum vrea pe aici, bă, ești nebun la cap! Ăsta pleacă! Hai, dementule, gata, las-o! Pentru toți vaginiștii care cred că au mașină șmecheră cu soft, asta e, asta e, nu... Nu, n-aveți nicio șansă!